salut tata Nețo Mondialu. Acum m-am trezit, nu vă vine să credeți, ora 2 fără 10. Deci fiți atenți, ora 2 fără 10. Eu mă trezesc așa pentru că stau foarte mult seara pe YouTube, citesc comenturile, le dau inimioară, indiferent de coment. Indiferent de coment, le dau inimioară. Cei care dau comenturi frumoase, le pare bine. Cei care dau comenturi aiurea, rămân șocați. Mie îmi place să-i șochez. Înțelegeți mai cum stă treaba. Și vreau să vă aduc la cunoștință că nu mai scrieți camera, șterge camera. Camera e curată atât că am scăpat-o jos și are o punctuleț. Nu pot să-l scot nici de cum. După cum vedeți, scumpa mea iubită, concubină, că nu pot să-i spun soție, nevastă, pentru că nu suntem căsătoriți, mă așteaptă cu pâine de casă, care, după cum vedeți, este într-un tefal din ăsta. Tot am zis că am să fac niște pâine și să vă dau rețete. Pâine de casă, care acum se face, uitați-o, e acolo înăuntru, dacă o observați. E o pâine formatată franțuzească. Din coace, mi-au pregătit ficat de gâscă. Ia uitați-l. O splendoare în gură. Din coace, spânăcuț. Domnilor, asta înseamnă să ai o nevastă care, spun eu, să te iubească. Acum, poate că pe mine nu mă iubește, că voi așa ziceți, dar stă de atâția mari de ani cu mine, îmi face toate poftele, toate plăcerile și cei mai interesant și indicat, adică interesant și de necrezut, nu m-a părăsit niciodată. Înțelegeți? Într-un cuvânt, ca să vă dau sensul ideii, așa ceva îmi doresc eu pentru fiul meu. Pentru Lobo. Înțelegeți? Așa ceva îmi doresc eu. Și acum, domnilor, să intru. Ia uitați, din coace m-a făcut pâine prăjită, asta în cască până ce să termina. Pâine prăjită, mă, cu ouă de casă, de la Tinul Rus. Dar eu sunt obișnuit că după ce mă trezesc să nu mănânc. Domnilor, foarte mulți ați început să scrieți. De exemplu, la postările mele care le fac, eu v-am spus în clipuri, dar vedeți, dacă nu sunteți la curent la zi cu ăstea, că nu urmăriți, eu v-am spus, eu încarc un clip. De exemplu, încarc pe mai multe canale. Cum e ăsta? Aer de șmecher. Din care eu iau un coment lăsat de voi și îl pun ca titlu. Nu eu pun comentul, nu eu îl scriu. Că mulți au scris, ăsta nu, Nelson nu scrie așa, el nu folosește asemenea cuvinte, într-adevăr, sunt câțiva. Dar trebuie ca să știți, mă, eu am specificat, aleg comenturile voastre, indiferent că e coment urât, bineînțeles, numai să nu fie ideea la XXX, că la XXX îi dau, înțelegeți? Deci aleg comenturile voastre că... Dumnezeu, că am crezut că pornește alarma, dai tefalul, e gata, pita. Și îl postez sus, indiferent, că mai multele care îmi plac, dar mai sunt și cu comenturi, apoi alfabetism, analfabetism, ferească Dumnezeu, analfabetism, ferească, adică analfabetism, Doamne, ferșa, te piși pe tine când citești comenturi, în fine. Cele mai multe, mai ales cu chestia asta, cu puterea dragostei, sunt lăsate de martalaje. Bobocioie. Bun, eu vreau să revin la altceva. Domnilor, ce m-o arzi, Liana,
Eu lua banii și-o plecat acum. Am avut 250 de lei. Eu lua banii și-o zis că mere să plătească lumina. Bine, nu-i problemă. Las că discutăm noi. Mai oameni, de-aia vă spun și vă repet. Sunteți o groază de javre de oameni. De ce spun treaba asta? Deci, o parte, javre, javre lași, sunteți lași. Înțelegeți? De ce spun treaba asta? Aveți curajul răspunderii sub o pagină falsă. Dar când lăsați coment sub pagina voastră, ăștia au băgat veveriță, mașina e spălată. Când lăsați coment de pe pagina voastră, pe Facebook, nu vă ține. Dați coment în dodi, adică în două, cu la 20.000 de capete. De aia, vă spune Nelson, țara noastră merge rău. Scumpesc ăștia alimentele, strânge ăștia, nu știu, eu am un clip făcut. Am un clip făcut la care, la clipul ăsta, am să postez link-ul acelui clip. Cu cureaua. Strânge cureaua. Înțelegeți? Nu vă tot uitați la gheajetul mic. Strânge cureaua. Deci, dar voi nu le înțelegeți. De-aia țara merge așa prost, pentru că marea majoritate îs lași. O parte nu interesează că face bani cu nemiluita din anumite chestii care, dacă ei l-a verificat, de-aia atât îmi scrieți mie ANAF-ul, ce ANAF, măi, fraierilor, ANAF-ul, înțelegeți? ANAF-urile trebuie să margă până alte părți. Deci nu aveți curajul răspunderii. De-aia am să iau așa, nu-i dau numele, am să iau aici unul dintre ele. Și spune așa, chiar și o parte din cei din casă au votat-o în final. A avut și încă, eu citesc exact cum o spus, a avut și încă are mulți dușmani din concurenții sezonul 1, la care eu am spus, spuneți doamna nume, care au fost dușmanii? Vorbiți deschis, așa cum le spun eu. Primezi răspuns, da, spun nume. Înțelegeți? Da, spun nume. Uite că odată o ținut-o să dea nume. Bun, uite, femeia, că am luat-o în primire. Deci, băi, oameni, dacă vă ține, spuneți-mă, mâncavaș. Dacă vă ține, spuneți-mă. Nu că sunt și să vorbește de casa puterea dragostei, înțelegeți? Oricum, vreau să spun altceva. O făcut băiatul meu. Lobo, un clip. Au făcut un clip. Două secunde să văd cum îi spune numirea la clip. În care eu, voi nu-l cunoașteți. Eu-l cunosc, înțelegi? Îl cunosc și cât îl duce mintea. Care este relația actuală dintre mine și tata? Hai să vă spun eu ceva. Băi, Lobu! Să spun ție ceva. Băi, oameni, copilul meu încă-i tânăr. Încă-i tânăr.
el până nu se va bate de greutăți. El nu o să poată să învețe anumite lucruri. Și vă mai spun ceva acum. E foarte greu să se bată de greutăți. Eu când vorbesc de greutăți, vorbesc greutăți financiare. E foarte greu să se bată de greutăți, pentru că el, după ce nu voi mai fi eu, el rămâne cald. Bă, cald, cald. Înțelegeți? În domeniul manipulării și a coordonării sumelor și afacerilor, nu ne frică că o să fie fiul risipitor. Pentru că l-am văzut că îi place să facă bani. Îi place, cum ar veni, bișnițăreala. Îi place să facă bani. Bișnițăreala și aia care construiesc blocuri. E o bișnițăreală. Îl construiește și îl vinde. Ia bani, face altul, e bișnițăreală. Înțelegeți? Deci din motivele astea și din cazul ăsta nu mi-e frică. Eu cum am zis, dorința mea să-l văd, să știu că are o familie exact cum e botul meu. Ascultătoare, supusă, bine, are și e, ca orice femeie, e și, înțelegeți? Da, zbătrânețele, măi oameni, mă, hormonii, mă, hormonii, mă, zbătrânețele, înțelegeți? Deci, băiatul meu, Mr. Livian, cum îl știe lumea acolo, au făcut acest clip și au trecut la mai multe capete. El știe foarte bine în sinea lui că eu tot ce spun, tot ce gândesc, am dreptate. Dar mintea asta tânără a acestor copii o ia razna spunând: ăsta, du-te mă, ăsta, ăsta are, are ideile lui de ale comuniste, ăsta are ideile lui astea bătrânești, pentru că ăștia din ziua de astăzi au mintea fugitivă. Înțelegi? Au o minte fugitivă. Ei zice că dacă o prins un telefon nou în mână, e lumea, pământul e a lor. Dacă o prins o sumă, e lumea, e pământul a lor. Chestii din astea, voi înțelegeți ideea unde vreau eu să mă duc. Înțelegeți? Și el așa zice în gândul lui, dar știe, pe de altă parte, cam perfectă dreptate. Iar el, prin clipul lui, a vrut să mă scoată pe mine în fața voastră cum că nu că am greșit la ce am zis, că voi ați început să scrieți, bă, îți umilești copilul, mă, ăsta, mă, ăsta, mă, așa, de ale rele. Copilul Lobo a vrut să mă scoată în fața voastră, așa subtil, ca voi să înțelegeți și cumva să iertați ieșirile mele, înțelegi, a vrut să mă scoată la suprafață. Dar apreciez intenția lui.
Înțelegeți? Eu apreciez intenția lui. Dar e total greșită. E total greșită. Și acum, fiule, îți spun eu ție aici. Tu, în viața vieții tale, și nu tu, sunt vlogări, oameni grei. Dacă te uiți pe pagina Puterea Dragostei, ai răbdare să stai să citești comenturile, ai să vezi o groză de comenturi de la oameni nenorociți care o abuzează verbal pe Andreea Mantea în ultimul hal. Înțelegi? Nimeni nu le șterge comenturile jos. Nu sunt curioși de comenturile alea. Andreea Mantea intră în emisiune râzând, cum râde ea de obicei, veselă. Înțelegi? Ăsta e primul semn care trebuie să-ți dai seama. Sunt alți vlogări, cântăreți, care postează și primesc înjurături, ferească Dumnezeu. Unul ar fi dintre ei Abi. Abi Talent. Nu-l interesează pe copilul ăla. Ăștia de la gang, care zice că iubește toată România, i-au ridicat televiziunea, ei i-au ridicat, ei au în spate ceva, ați văzut că le-au dat și 100.000 de euro să facă film. Înțelegeți? Care cu 100.000 de euro, într-adevăr, nu-s nu știu ce bani, îi o sumă, poate renova un spital, poate o creșă de copii, poate o știu eu ceva, o, câteva familii, înțelegeți? Îi, totuși îi ceva, dar o decis guvernul să le dea lor bani. Și ăia primesc o groză de comenturi urâte și vai mama lor. Nu bagă în seamă comenturile alea. Pentru că în momentul când ajungi să bagi în seamă comenturile urâte a oamenilor, eu v-am spus, dacă sunt 6 comenturi bune, lăudărose, și al 7-lea e nașpa, pe tine nu te mai interesează alea 6. Pe tine te face să suferi ăla al 7-lea. De ce? Pentru că așa e mintea unor oameni în ziua de astăzi. Pentru că există prea mult rău, prea multă ciudă, prea multă... Eu nici nu le știu cuvintele astea. Pentru că nu, vedeți, dacă eu eram un om de genul ăsta, cunoșteam toate sinonimele cuvântului dușmănie, ură, tăte pe rând. Dar nu le știu, le știu câteva iasenia. Nici pentru că nu îs. Înțelegi? De fiule, să spună ție tata tău ceva. În momentul când ai să trăiești după comenturi, nu o să ai o viață niciodată. O viață liniștită și bună. Niciodată. Înțelegi? Pentru că oamenii așa îs. Oamenii uită pe tema asta, două secunde, eu întotdeauna, stilul meu întotdeauna a fost, când am vrut să demonstrez la lume, fii atent, două secunde să și sun. Când am vrut să demonstrez la lume ceva, eu am făcut melodie, am dat comandă la melodie. Așa.
Două secunde. Să văd să-mi răspundă. Dau comandă la o melodie pe tema asta ca să înțelegi cum stă treaba. Nu-mi răspunde. Va veni prietenul tău pe care nu l-ai văzut niciodată și spune: eu sunt prietenul tău. Te va perdafa. Îți va spune vorbe dulci. Și pe partea aia chiar îngropa. Înțelegi? Deci, n-ai cum să pui botul așa ceva. Nici odată în viață n-ai cum să pui botul așa ceva. Eu ți-am mai spus și îți repet, sunt oameni din showbiz care și-au închis Instagram-ul, și-au închis Facebook-ul, pentru că eu despărțit aceste două pagini virtuale. Pentru că posta anumite chestii din viața lor și lumea intra și comenta aiurea. Și eu dereglat. Eu dereglat. N-o suporta. Cum? Eu să-mi vorbească mie așa și de ele? Eu care cânt, eu care fac așa, eu care așa. Nimic, mă. Nimic. Eu, dacă eram genul ăla de om să pun botul așa ceva, eram distrus. Eram fără măta, poate eram cine știi pun de bol la casa de bolânță. Înțelegi? Și ziceai, nimă ce prost a fost tata. De-aia spun. Clipul care l-ai făcut nu zic că n-ai vorbit bine, dar încă ești coptil, încă la mintea ta, înțelegi, mai este de lucrat și acolo nu poți să lucri numai în timp. Numai în timp. În timp îndelungat. Poți să și cu probleme pe parcurs, că degeaba auzi că ce i s-a întâmplat la ăla, la aia, la așa, la așa. Că auzi atunci pe moment și uiți. Dar dacă ți se întâmplă ție, ca și copiii mici, la orice copil mic, dacă i-a prins bricheta cu flacăra și o închins el bagajetul, au, pșu, l-o ars. A doua oară de opui, nu mai bagă iașetul. Pe pariu, oricât. Înțelegi? Așa e și omul. Tineretul, copiii, oamenii, până nu se lovește de zid, nu înțelege. Înțelegi? Oricum, băi, oameni, vă spun ceva. Eu, din clipurile mele, ați văzut, eu întotdeauna am fost mândru de familia mea. Întotdeauna, când a fost de plâns, de bucurie, am plâns. Înțelegeți? Întotdeauna, când a fost de plâns din acaz, m-am dus unde nu mă vede nimeni. Nu o mașină, să gândiți că am stat în mașină, parcă așa am plâns, Doamne feri, că de acolo trebuia să plec mai departe și eram buidat. În locuri din alea, m-am dus 2-3 km pe jos și am urlat ca nu răjit, mă, ca animalile, mă. De-o zburat păsările din copaci. S-o spăriet în mijlocul pădurii, mă. Înțelegeți? Chestiile astea mă face de mă enervez de numai.
face de mai nervos. Deci, Lobo, la clipul ăla, o vorbit în, cum ar veni, să aplaneze pe cei care au comentat urât. Fiind vorbile lui spuse așa, în acest clip, dar tata ce e vrut să facă? A vrut, după cum bine o zis și el, să dea niște controle. Dacă controlele astea au fost brutale, au fost direct. Să dau controle. Eu când dau controle. Dau niște cum au fost, recunosc. Înțeleg. Cum se vadă? Cum se comportă în cazurile? Dacă fata asta chiar nu iubește. Îți fac eu. Ăla, ăsta, acum. Și faptul că după cum v-am zis și după cum a reacționat și eu și v-am zis și în clipul celălalt, nu trebuie să-l judecați, nu trebuie să stați cu orice părinte, mă oameni, orice părinte vrea bine la copilul lui, nu există așa ceva. Eu respect și de aici am putut să vă seama cât de mult mă iubește. Tata a renunțat. E mult spus la imaginea lui, dar nu a fost curios de ce imagine își face. Aici am vrut să ajung. Că am renunțat la imaginea mea. Că eu am renunțat la imaginea mea, facem o paranteză. Imaginea mea, cine pe mine mă cunoște, toți șmecherii din Cluj, șmecherii din țară, lumea bună, știe că eu sunt om de Caterincă, de când mă știe ei. De când mă știe ei, am fost om de Caterincă și alergător, producător și am ținut cu familia. Iar ca om de Caterincă, trebuie să te cobori. Bă, alo! Ca să fii om de Caterincă, trebuie să fii artist, actor. Să te cobori la orice nivel. Jos la ultimul nivel, să urci sus la primul nivel, chiar sus, sus. Nu cred eu că pot să urc sus, deja mă refer la înalta clasă socială, unde sunt niște cuvinte din indexul românesc care eu le-am uns cu un soare, cu slănină și le-am dat la căi. Înțelegeți? Să nu-ți fie rușine să stai de vorbă, să stai la masă cu un sărac de ultima speță, înțelegi? Din clipurile mele, voi ați văzut că eu le-am trecut astea toate și o să le trec în continuare cu brio. Ia să vedem, fiți atenți. Adică de acel părinte care împotriva la ce dorește copilul sau... O renunțat numai ca să vadă dacă Bianca ceea ce trebuie. Adică și-o pus lumea în cap pentru mine. Mi-am pus asta. Lumea în cap pentru el. Care lume, mă? Măi, copile, mă. Care lume, mă? Lumea cu pagini false. Păi dacă vă arăt ce pagină am găsit, nu vă vine să credeți. Am găsit o pagină de la o femeie în vârstă bătrână care o zis că e neam cu Bianca, iar pe pagina ei sunt cel puțin 200 de poze, 200 de poze cu fel și fel de biserici, de preoți, de Sfânta Anastasia, de padre ăla care-i încătușat, e mort, deci oameni din ăștia care merg, mere lumea și se rogă la moștie. Moștie. Printre ele 200 de poză, m-am crucit asară, băi.
m-am crucit aseară, vă dau și dovadă, să nu ziceți că vorbesc ca iurea, nu o să-i arăt pagina Facebook, o să arăt doar că nu mint. Din alea 200 de poze, uite că i-am găsit pagina, pentru că am pus-o deoparte, cam vreo 50, fiți atenți aici, vedeți? Cam vreo 50, dă mai în jos, să nu ziceți că vorbesc aiurea, îs cu Lobo și cu Bianca. Băi, aici deja merem pe premiza, cum că, ia uitați, așa, îs cu Lobo, merem mai în jos, îs cu Lobo și cu Bianca. Aici mergem pe o premiză bătrânească, înțelegeți? Boscone. Cu Boscone. Dar, acum, vă întreb eu pe voi, pe această pagină, eu am dat până în jos, până la ultimile. Uitați, nu vă mint, măi, oameni, mă. Eu am dat până la ultimile. Uite că cred că i s-a văzut și... Eu am dat până la ultimile. E, are pe pagină de când fata asta e în emisiune. Acum, de când fata asta e în emisiune, după cum bine știm toți, eu am avut iubiță. Uitați-vă. Bă, uitați-vă! Zice că e o femeie bună, cu frica lui Dumnezeu. Și uitați pe cine o are în cavaș. Pe Ceachi. Pe fata asta. Uitați pe cine o are, mă. Păi cum poți tu să-mi spui mie că ești cu frica lui Dumnezeu și iubești și ăsta când postezi asemenea, poze, cum poți să te cobori la nivelul ăsta? Deci, domnilor, eu v-am spus, tă, până jos, numai așa în ea îi. Înțelegeți? Numai așa îi. Acum, ați auzit ce-a spus copilul? Că m-am coborât la nivel. Băi, Lobu, îți spun eu ție ceva. Din tot showbizul ăsta din România, din toți ăștia care au fost invitați în televiziune, eu sunt singura persoană care și tu bine știi destul, care s-au rugat televiziunile de mine, Nelson, vină în emisiune. O fost unde m-am dus și o fost unde am refuzat. Eu singura persoană care i-am refuzat, mă. Exclude mă aia care lucrează pentru un canal de emisiune și nu poate să meargă la altul canal de emisiune. Deci eu n-am avut contract cu nicio emisiune. Înțelegeți? Decât în momentele respective. Poză pe două sau știu eu. Deci eu sunt o frecvență cu nume sonor până în momentul când am să mor. Când am să mor, o să uite lumea de mine cum uita și de alții mai grei ca mine. Îți spun ceva. Tu acum ești ești în euforia aia, de platou, de televiziune.
înțelegi? Îți dorești să apari și după ce ieși. Ți frică poate, dar nu poate, că 100% să nu-ți pierzi valoarea asta. Ce se întâmplă după ce ies de aici joi, poate nu mai apar la televizor. Asta nu numai tu ești, mai mulți, înțelegi? Dacă ajungi să le calculezi așa, atunci gândești rău. Eu fac clipuri din 2011. Tot timpul mi-a spus lumea, ai scos-o și anul ăsta, anul viitor să vedem ce mai, că nu mai știi să faci nimic. Mă, o minte luminată și un creier va ști tot timpul să facă și să meargă înainte. Înțelegeți? Și eu v-am demonstrat asta, prin anumite clipuri. Înțelegeți? Prin anumite clipuri, că dacă eu vreau să fac clip și n-am subiecte, eu fac subiect. Eu iau șervețelul ăsta și fac subiect de râde toată România. Iau ochelarii ăștia și fac subiect de râde toată România. Dacă vrea Nelson Mondialul. Înțelegeți? Deci, fiule, tu vei fi frecvență și după emisiune. De ce? Pentru că ești lângă mine, mă. Ești lângă mine, mă. Înțelegi? Deci, domnilor, ați înțeles din discursul ăsta care l-a avut copilul, că el chiar pune la suflet și chiar crede ce zice lumea. Nu s-a gândit niciun mic până de cât i-a făcut pentru mine și pentru... Înțelegeți? Deci, uite-te, du-te în cancer să te mânce cu ăstea. Închide anunțul și dăm iarăși glandă vocală. Da, e ceva ce m-a emoționat. Și acum... Deci, domnilor, am fost sunat, întrerupt. Nu e foarte tare gândos. Adică, printre cele mai de preț lucruri, tu, ca om, să renunți la imaginea ta, adică nu la imaginea ta, să nu mai fi curios de ce zice lumea de tine, numai ca să vezi. Băi, omule, mă, lumea, mă, niciodată excludem, știu eu, ceva neamuri, ceva prieteni apropiați. Niciodată nu o să vină să te întrebe mâine ai ce să mănânci. Niciodată nu o să vină să te întrebe dacă ești supărat ce s-a întâmplat. Eventual o să te întrebe, bă, dar de ce e supărat să poată să râdă de tine? Lumea, dacă faci un bine virtual, să vadă lumea că-l faci, să-i demonstrezi la lumea că cine ești, o să te aplaude. Al doilea moment, dacă ai făcut un pas greșit, o să te înjure. Înțelegi tu? Cu lumea nu o să fii niciodată bine. Eu ți-am spus, cu lumea trebuie să fii servus, nimic mai mult. Poate o cafea, un suc, să povestești mașina care o trecut pe lângă voi, sau gagica care o trecut pe lângă voi, dar nimic. Nu să povestești din viața aia familiară. Te întreb eu pe tine. Că văd că în vloguri ai luat calea mea. Câți dintre vlogări și-au arătat familia, câți dintre vlogări și-au povestit viața, mai este un vlogger care a povestit ceva de pușcărie și de... Câți? Excludem pe ăștia pârțuri, care își pune o bucată de cărnaț și zice că ei sunt regii pământului și lucră pe țări străine și... În fine, câți, mă?
N-ai să vezi așa. Eu vorbesc dintre ăștia, bă, alu. N-ai să vezi așa ceva. Înțelegi tu? Când îi arată la televizor, chiar și pe ăștia grei, pe nevastă și copil, își îmbracă nevasta și o aranjează și o trimite la perdafuri și la din alea și pe copilul îl îmbracă în cele mai tari ținute, să cheltuie, să ăla, să apară, să facă o din asta bună. Dar dacă iai pe surprindere, îmboțâta, îi vai și amardia și copilul. Înțelegi? Deci, fiule, lasă la o parte. Ce zice lumea? Sau ce ți-e frică că-ți pierzi publicul? A? Ce zici dacă mâine pui mâine pticărețeaua? Ce faci? A? Facem CD-uri. Prin firma Viper vindem CD-uri. Facem CD-uri cu povești, cu un alta. Ce faci dacă pticărețeaua? Păi și atunci, bă, omule. Păi și atunci, fiule. Fii băiat. Nu pămpălău. Ca și vai și amar de capul tău. Oricum, băi oameni, n-are rost ca să vă zic în continuare. Ați văzut și o dat dovadă. Copilul meu, de la începutul emisiunii, până acum, a rămas și pe frecvență. Iar Nelson Mondialu vă pupă. Mă pun să mănânc, că mi-au făcut botul aca-aca. Vă pupă, tata. Și nu vă mai zic votați, că ce dă turcul? Ce dă turcul, mă, alo, mă, iau!